Salutare, dragi urmăritori. Vă reamintesc că membrii acestui canal se bucură de acces exclusiv la conținutul nostru, cu mult timp înainte ca videoclipurile să fie disponibile pentru toată lumea. Dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, vă invit să deveniți membrii accesând primul link din descriere. Vă mulțumesc din inimă pentru susținerea voastră. Ajutorul vostru contează enorm pentru mine. Femeia într-o rochie lungă albastră, până la podea, se strecură liniștită pe coridor. Întreaga atmosferă era ambibată în întunericul nopții. Femeia era foarte atrăgătoare, iar croiala rochiei, făcută la comandă, îi sublinia și mai mult silueta grațioasă și feminină. Mergând pe tocuri înalte, femeia se opri lângă ușă. O mică fantă creată îi permitea să vadă ce se întâmplă în cameră. Privirea ei curioasă era îndreptată acolo. Buzele erau ușor întredeschise, de parcă ar fi vrut să vadă absolut totul, fără să-i scape nimic. Pupilele ei s-au transformat în găuri negre imense. Acolo, în acea cameră, era un bărbat. El dormea în patul său, complet neștiind că în acel moment cineva îl observă. Tatiana și-a aranjat părul lung și castaniu, apoi mâna ei a alunecat mai jos ea și-a umezit buzele. Cu fiecare secundă, emoția și un sentiment pe care nu îl putea experimenta în viața obișnuită o cuprindeau tot mai mult. Palma ei s-a lipit strâns de coapsa dreaptă și a alunecat în jos, acolo unde începea despicătura rochiei. A împins cu grijă tivul rochiei spre dreapta, iar după ce a ajuns la cioraci, a apucat cu degetele mânerul tare de lemn al unui cuțit ascuțit ca o lamă de ras. Ia strâns și mai tare mânerul, apoi l-a tras în sus, eliberând cuțitul din cureaua atașată la coapsa ei. Împinând ușor ușa, a pășit în cameră și s-a îndreptat către bărbatul dormit. Cu siguranță, acum el visa ceva frumos, poate și îmbrățișa rudele sau poate zbura deasupra pământului. Cu toate acestea, nu mai conta. Bărbatul era frumos, chiar și acum, când chipul lui era relaxat. El arăta totuși bărbătește. Mâna dreaptă a Tatianei a început să se ridice încet. Vârful cuțitului se înălța vulgar, dorind să-și îndeplinească destinul. Femeia a simțit cum pulsul ei a devenit mai rapid. A inspirat adânc și, mușcându-și buza, a coborât brusc cuțitul. Și în clipa următoare, Tatiana s-a trezit în patul ei. Doamne, ce coșmar teribil tocmai a avut! Inima îi bătea încă nebunește. Dintr-o dată s-a auzit un sunet. Era alarma. Tatiana a uitat să o oprească ieri, pentru că astăzi era ziua ei liberă, nu avea unde să meargă. Dar, în ciuda trezirii matinale, se simțea odihnită și, astfel, a decis că e timpul să se ridice. Privind spre cealaltă jumătate a patului larg, a observat că Marc nu era acolo. De obicei, el se trezea mult mai târziu decât ea. Dând la o parte pătura, femeia s-a ridicat din pat. Purta o cămașă de noapte lungă din mătase. Îmbrăcându-și halatul, a plecat spre bucătărie. Da, așa cum a presupus, soțul ei deja pregătea micul dejun. Bună dimineața, draga mea! Cum ai dormit? a întrebat soțul, aruncând ceapă și roșii tăiate în tigaie. Tatiana, care stătea rezemată de blatul de bucătărie în acel moment, s-a apropiat lenește Marc și l-a îmbrățișat din spate. S-a lipit cu obrazul de torsul lui Larc. Marc, ești grozav, a spus ea. Am dormit groaznic. Mai bine zis, am avut un vis ciudat, s-a plâns soția. Da, iar eu din potrivă. La început, am vrut să te trimit în bucătărie, pentru că tu ești responsabilă cu micul dejun, a întrebat el, întorcând puțin capul spre stânga și încercând să o vadă pe Tatiana. Dar apoi te-am văzut dormind atât de dulce, și am decis să fac o excepție astăzi. Marca a amestecat legumele, apoi a început să spargă ouăle unul câte unul în tigaie. Tatiana l-a mângâiat pe spate, apoi a plecat spre baie. În cele din urmă, cuplul s-a așezat la masă. Amândoi erau într-o dispoziție excelentă. Vrei să-ți fac un sandwich cu pateu? A întrebat Mark. Dragule, astăzi ești deosebit de grijuliu. Fii așa mai des, a spus Tatiana cu un zâmbet ștrengăresc. Dar Mark nu a mai spus nimic, probabil pentru că era ocupat cu mâncarea. În această sâmbătă, prietenii au invitat la ei acasă. Astăzi era ziua de naștere a soțului prietenei Tatianei. Pregătindu-se pentru petrecere, Tatiana s-a apropiat de dulap și a trecut mâna peste hainele care erau acolo. A scos de acolo o rochie lungă albastră cu despicătură pe coapsă. Și de îndată ce a privit-o, și-a amintit imediat coșmarul din noaptea trecută. Din acest motiv, a simțit din nou o ușoară neliniște. Erai frumoasă, a spus o voce. Tatiana Tresări Ar fi putut crede că a fost vocea soțului ei, dar, întorcându-se, nu a văzut pe nimeni. A simțit un ușor fior de teamă și, după ce și-a mai fixat privirea pe acea rochie albastră pentru un moment, a decis totuși să îmbrace altceva. Și iată că a apărut Marc. Mi-ai spus ceva acum? L-a întrebat Tatiana. Nu, absolut nimic, a răspuns Marc dar îți pot spune acum că arăți splendid chiar și fără rochie, a spus el, ridicându-și sprâncenele și îndreptându-și buzele, strânse într-un sărut, către ea. Tatiana i-a răspuns și l-a sărutat pe buze. Ah, Tatiana, Marc, mă bucur atât de mult să vă văd. Intrați! Toți ne-am adunat deja și doar pe voi vă așteptăm, a spus Olga, soția sărbătoritului, cu o voce sonoră. Și iată că a apărut și sărbătoritul. Tatiana i-a întins ciocolată scumpă și o sticluță mică de whisky, preferatul lui. Oaspeții s-au așezat la o masă somptuoasă. Totul era aranjat impecabil. Aromele mâncării preparate erau amețitoare. Toată lumea voia să înceapă să mănânce cât mai curând, ceea ce, de altfel, au și făcut. În armații cu cuțite și furculițe. Au început să deguste carnea prăjită, plăcinta cu pește și diferitele salate. – Ah, îmi cer scuze, nu v-am făcut cunoștință? – a exclamat bruscolca. – Acesta este Serghei, a spus ea, indicând către bărbatul care stătea în fața Tatianei. El a devenit recent proprietarul unei firme de construcții, aceeași firmă care oferă locuințe accesibile locuitorilor orașului nostru și asigură condiții de trai confortabile. Așa e, Serghei, i-a spus ea. El, ridicând ușor din umeri și ștergându-și buzele cu un șervețel, a confirmat că este adevărat și că au planuri serioase pentru viitor. Doar anul acesta plănuim să construim un complex rezidențial format din șase blocuri înalte, spunea el, ducând în gură încă o bucată de carne. Această industrie va continua să se dezvolte, așa că nu vom rămâne fără bani, a râs el compania i-a susținut afirmația cu zâmbete și chicoteli. Și în ce zonă anume intenționați să construiți? A întrebat Tatiana, cărei această temă îi era destul de apropiată. Serghei, privind-o cu ochii lui Cenușii, a spus că deja au construit câteva complexe rezidențiale în tot orașul, iar acum lucrează la cel din cartierul Lenin. Plănuim să ajutăm oamenii să-și îmbunătățească viața, oferim, să zicem așa, viitorilor noștri copii o copilărie fericită și o viață viitoare plină de bucurie într-un complex rezidențial confortabil, echipat cu locuri de joacă, parcuri și magazine. Sunt sigur că toată lumea va fi mulțumită, a concluzionat el, zâmbind larg. Tatiana, strângându-și ochii, i-a zâmbit și ea, dar zâmbetul ei era mai degrabă fals decât sincer. Nu cumva îl cunoști pe dezvoltatorul complexului rezidențial numit Port Artur? A întrebat din nou Tatiana. De ce nu? Bineînțeles că îl cunosc. Este colegul meu. A răspuns Sergei cu ușurință. Serios? A spus Tatiana surprinsă. Și cum a evaluat modul în care își îndeplinește obligațiile? Tatiana a continuat să exploreze acest subiect. Sergei s-a îngordat puțin, punând furculița deoparte. Înțelegeți, într-o afacere atât de serioasă ca construcția, există multe probleme și capcane ascunse care pot apărea complet neașteptat, a spus el, râzând. Cum se spune, și cel mai bun poate să greșească. A adăugat el. Dar Tatiana nu s-a dat bătută. Ascultă, Tatiana, nu aș vrea să vorbesc rău despre el, a început Sergei să răspundă sincer. Problema este că îl cunosc foarte bine pe Iurie. Suntem prieteni din copilărie și îl știu doar din partea lui cea mai bună. Mai mult, îl voi sprijini mereu. Nimeni nu știe ce trebuie să suporte o persoană care se află brusc într-o astfel de situație, a spus Sergei, trecând la un ton mai sigur și mai calm. Tatiana i-a zâmbit dulce în răspuns concluzionând că acest om justifică acțiunile lui Iurie și atitudinea sa necorespunzătoare ca dezvoltator. Problema este că Tatiana a intrat în acest proiect de coinvestiție acum șapte ani. Îi plăcea zona în care urma să fie construit complexul. În plus, prețul era foarte atractiv. Și astfel, Tatiana a decis să semneze contractul cu această companie. Dar, așa cum s-a dovedit mai târziu, Persoana respectivă nu era atât de onestă și de corectă cum fusese prezentată în broșurile publicitare. Acum au trecut șapte ani întregi, iar oamenii care au plătit sume considerabile de bani, care încă continuă să facă plăți în speranță, nu și-au primit încă apartament. Este asta corect? Bineînțeles că nu. Se poate face ceva în legătură cu asta? O întrebare foarte discutabilă a cărei soluție s-a prelungit mult. Tatiana și-a pierdut deja orice speranță că va reuși vreodată să obțină mica ei garsonieră de doar 20 de metri pătrați. Se spune că timpul vindecă toate rănile, dar totuși resentimentul a rămas, iar Tatiana spera că ceilalți coinvestitori vor putea dovedi că au dreptate și să recupereze măcar o parte din bani investiți. Cina a continuat. În curând, Gazda casei a decis să distreze puțin oaspeții, punând muzică lentă și liniștită. Ea l-a invitat pe soțul ei la dans, iar el, desigur, a acceptat. Mark a decis, de asemenea, să nu piardă timpul și să-i se alăture iubitei lui soții, care se mișca încet în ritmul muzicii, rotindu-și umerii înainte. Tatiana era încântată să-și amintească tinerețea cu Marc, când petreceau adesea timp în cluburi, bucurându-se de dansuri. Ea și-a pus mâinile pe umerii lui, marca cuprins o detalie, și amândoi au început să se lege în ritmul muzicii. Apoi Tatiana a simțit dorința de a-și sprijini capul pe umărul lui și așa a făcut. Dansând, ea se uita la oaspeți, iar privirea ei a căzut pe Serghei, care stătea la masă. Se pare că lui nu-i plăcea să danseze, preferând să rămână pe loc a turnat puțin suc de roșii în pahar, apoi l-a dus la gură. Mișcarea lui a fost puțin stângace și, din acest motiv, un firicel roșu a curs pe bărbia lui. Tatiana a observat acest lucru. Privirea ei a rămas a țintit asupra lui Serghei, mai exact, asupra acelei picături roșii care continua să coboare. Serghei, evident, nu simțea deloc asta. Această imagine a trezit în Tatiana un gând înfricoșător și chiar neliniștitor. Ea a început din nou să simtă o atracție spre interzis. Ea s-a concentrat atât de mult asupra lui încât, atunci când Mark a strigat-o pe nume, ea nu a răspuns imediat. Tatiana, cred că ar trebui să ne întoarcem acasă, spuse soțul cu bâlândețe. Tatiana s-a întors la realitate. Da, probabil ai dreptate, spuse ea, privindu-le în ochi. Curând, Tatiana și Mark și-au luat rămas bun de la oaspeți și gazde, iar apoi s-au întors acasă. Este bine să fim vizită, dar acasă e cel mai bine, spuse Marc, lăsându-se pe canapia după un duș. S-a întins de-a lungul întregului corp atât de mult, încât a simțit o ușoară amețeală. Nu a apucat să-și revină, că Tatiana a venit lângă el și s-a așezat deasupra lui mi-a fost atât de dor de tine, spuse ea, apropiindu-se de buzele lui. Marca a răspuns cu bucurie la sărutul ei, el își adora soția, iar Tatiana îl iubea la fel de mult. Deși aveau deja o fică adultă și trăiau împreună de foarte mult timp, au reușit să păstreze iubirea, sentimentele tandre și interesul unul pentru celălalt. Și chiar dacă încă locuiau într-un apartament mic cu două camere și deseori nu aveau suficient spațiu, asta nu îi deranja prea mult. Acum, când fica lor Victoria locuia la cămin, spațiul era suficient pentru ei doi. Dar Tatiana încă visa la o casă proprie, cu ferestre mari, o bucătărie confortabilă, un dormitor cu vedere la o grădină plină de arbuști înfloriți și un teren propriu unde să se poată plimba, să facă grătare și multe altele. Ea și soțul ei au investit într-o locuință la comun atunci când Tatiana a aflat că este însărcinată tânărul cuplu voia ca copilul lor să se nască într-o locuință proprie. La acel moment, Marca abia începuse să lucreze ca profesor, iar Tatiana era încă foarte tânără. Ea studia în al doilea an la Facultatea de Psihologie Practică. Când a rămas însărcinată, a fost nevoită să ia o pauză academică, dar după ce s-a născut Victoria, Tatiana a dat dovadă de perseverență și a absolvit facultatea, după care și-a găsit un loc de muncă în domeniu. Tatiana stătea la fereastra biroului ei. De aici se deschidea o priveliște minunată către un lac înconjurat de arbuști verzi și puternici. Niște păsărele mici se jucau pe apă, de parcă se tachinau și jucau vați ascunsele. În acest moment, Tatiana purta un costum strict, de culoare albastră, care îi venea foarte bine la culoarea pielii. A mai rămas gânditoare o vreme, până când, în sfârșit, S-a auzit o bătaie în ușă. O asistentă tânără a intrat și a spus că l-au adus în sfârșit pe noul pacient despre care Tatiana discutase recent la telefon. Femeia și-a ajustat coada lungă de păr, apoi s-a așezat pe scaunul de la birou. Da, lasă-l să intre, sunt gata să-l primesc, spuse ea. Bine, Tatiana Pavlovna, un moment, spuse fata în halat alb și apoi ieși pe ușă. În curând, angajații spitalului de psihiatrie au adus în biroul ei un bărbat cu o constituție destul de robustă. Părul lui era pieptănat neglijent pe spate. Nu se bărbierise de mult timp, iar barba sa neagră îi acoperea obrajii și bărbia. Ochii lui mari și căprui priveau cu încredere spre Tatiana, iar ea îl privea în față roșie. Ea înțelegea că acest bărbat se află într-o stare destul de tensionată. Tatiana a luat un pix și a încercat să înceapă conversația. Vladimir, bună ziua, mă numesc Tatiana Pavlovna, spuse ea. Spuneți-mi, cum vă simțiți acum? Îi privea fața de parcă încerca să descifreze din mimica lui ceea ce simțea. Voia ca el să spună doar adevărul. Tatiana Pavlovna, mă simt foarte bine, a început să răspundă Vladimir cu o voce absolut calmă. Dar, Vă rog, explicați-mi de ce mă țineți aici, a întrebat el. Acum privirea lui era la fel de serioasă și limpede ca a unei persoane normale. Nu vă îngrijorați, Vladimir, se întâmplă. Stres, circunstanțe neprevăzute, prea multe lucruri care se adună, iar atunci corpul nu mai face față și noi intervenim, spuse ea, încercând să vorbească cât mai bălând. Da, înțeleg totul. Dar nu am făcut nimic, spuse Vladimir cu un ton mai ridicat. Tatiana a observat cum capilarele din ochii lui au devenit mai vizibile. Vladimir, spuneți-mi, în copilărie ați fost supus violenței? L-a întrebat ea. Da, am fost deseori batjocorit și chinuit, răspunse Vladimir, dar nu simt sentimente negative față de acei oameni. Vorbea atât de sincer încât dacă nu ai ști motivul pentru care a ajuns aici, ar fi imposibil să-ți dai seama că este capabil de așa ceva. Vladimir, vă rog, spuneți-mi de ce ați divorțat de soția dumneavoastră? Tatiana continua metodic să pună una câte una întrebările. În acel moment, ea a strâns și mai tare pixul între degetele subțiri. De ce ați tăcut? Vă este frică de ceva? Tatiana îl privia în ochi cu fermitate și încredere. Se părea că lui Vladimir îi se uscase gâtul. A înghițit cu greu, apoi s-a uitat în jur, de parcă se temea că cineva ar putea observa schimbarea sentimentelor lui. Îmi iubesc foarte mult soția, chiar și acum, chiar dacă am divorțat. De fapt, a fost mai bine pentru amândoi. În felul acesta. Nu am trecut acea linie în care oamenii nu se mai pot opri și încep zi de zi să piardă tot mai mult respectul unul pentru celălalt. Noi ne-am oprit la timp, păstrând o relație de prietenie. Atunci de ce vă este frică? Tatiana a pus din nou întrebarea. Privirile lor au rămas fixate. Medicul șef al Spitalului de Psihiatrie părea că știe exact ce simte acum Vladimir, de parcă acest sentiment această frică și teamă îi erau foarte cunoscute. S-a lăsat o tăcere scurtă, când, brusc, Vladimir, ca un animal sălbatic, s-a năpustit spre biroul Tatianei, dorind să o facă să tacă. Nu a reușit să o prindă, deoarece personalul spitalului de psihiatrie a reacționat la timp, apucându-le de brațe. L-au dus pe Vladimir în salon, lăsând-o pe Tatiana singură. Tatiana s-a speriat îngrozitor, deși pe fața ei păstra o mască de calm. A sprijinit coatele pe masă, așezându-și bărbia pe pumni. Apoi s-a lăsat pe spătarul scaunului, balansându-se ușor stânga-dreapta pe scaunul mobil. Privirea ei a devenit dintr-o dată atât de indiferentă, încât părea că interesul pentru viață s-a stins, de parcă în acel moment totul s-a întunecat. Totul devenise plictisitor și monoton. Lipseau fiorii. Emoțiile, simțul vieții, acea tresărire palpitantă. Și Tatiana putea fi înviată doar de un singur lucru. Îți este dor. Întrebă brusc o voce feminină. Tatiana nu se grăbea să răspundă, înțelegând perfect cine a păruse dată lângă ea. A întors capul spre stânga și a văzut o femeie stând lângă fereastră. Era îmbrăcată toată în negru. O rochie lungă neagră. Mănuși negre, o pălăriuță neagră pe cap, cu o voală ce îi acoperea ușor ochii. Stătea lângă fereastră și ținea o țigară între degetele cu o manichiură perfectă, roșu aprins. Un fir subțire de fum se ridica prin fereastră afară. Femeia și-a dus din nou țigara la buze și fumul dens și gri i-a umplut plămânii. Când a expirat fumul, a privit-o pe Tatiana și a zâmbit larg. Micii ei dinți Aldi erau încadrate de buze acoperite cu un ruj roșu intens. Tatiana încerca să nu îi acorde atenție, dar era aproape imposibil. Spune-mi, când ai ucis ultima oară?" A întrebat-o dintr-o dată, cu o întrebare atât de înfricoșătoare. Nici nu mă amintesc când a fost ultima dată," i-a răspuns Tatiana. Femeia a zâmbit din nou larg și apoi a început să râdă cu poftă. A deschis ușor gura și a ridicat ochii în sus, clătinându-și negativ capul. Îți amintești de acea zi? Tremurai toată, ți era frică. Dar a meritat, nu-i așa? Vorbea străina cu un luciu de foc în ochi. Tatiana nu i-a răspuns nimic, doar se uita la ea. Putem repeta? Continua să insiste femeia în negru. A mai tras un fum mare, după care a stins țigara. După ce a scuipat de câteva ori încercând să scape de resturile de tutun de pe buze, s-a apropiat de biroul Tatianei. Hai, recunoaște că ți-e dor de acele vremuri pline de viață. Dar știi că putem organiza asta împreună. Știu chiar cine ne poate ajuta, spuse ea, aplecându-se ușor peste masă și privindu-i în ochi. Tatiana s-a lăsat pe spate în scaun și și-a ridicat bărbia în sus hai, arată-ți curajul, scumpo. Îți permit să o faci. Imaginează-ți doar ce poți simți dacă duci asta la îndeplinire, spunea ea. În fața ochilor Tatianei apăru imaginea în care ea era judecătoarea destinelor. Un val de fiori i-a trecut pe spate. Un sentiment dulce și plăcut i-a umplut pieptul. Ochii s-au luminat. Puțin mai târziu, Tatiana a decis să-l caute pe dezvoltatorul complexului rezidențial Port Arthur. Această femeie nu era deloc proastă. S-a așezat la computer și a început să deschidă un site după altul, căutând informațiile de care avea nevoie. Destul de repede a găsit directorul, soția acestuia, prietenii și pe acel Serghei. Odată, ei au fost împreună la pescuit. Iată-le pe Iuri, stând mulțumit, Ținând un pește uriaș de branhi. De la tensiune și concentrare, Tatiana chiar a simțit cum i-a început să o doară pielea capului. A scos elasticul strâns și a început să-și maseze ceafa, tâmplele și tot capul, fără a uita de creștet. Într-o clipă a simțit o ușurare considerabilă. Se apropia seara, ceea ce însemna că era timpul să plece acasă coridoarele goale și slabi iluminate spuneau că toți angajații spitalului de psihiatrie își terminaseră deja munca, trimițând pacienții în paturi. Tatiana s-a urcat în mașină, a introdus cheia în contact și mașina a pornit încet. Ea s-a oprit într-o alee unde nu ajungea lumina nici de la luna proaspăt apărută, nici de la felinarele nocturne. A deschis notițele pe telefon și a verificat încă o dată adresa. Ai decis deja să te distrezi în seara asta? Îmi place de tine, scumpo, a spus cea care stătea pe bancheta din spate. Tatiana a ajustat oglinda retrovizoare și s-a întâlnit cu privirea ei. Ochii ei, două scântei vers intense, nu încetau să strălucească. Gândul că în curând s-ar putea întâmpla ceva ireparabil o înfiora și o amuza în același timp. Tatiana nu prea vorbea cu ea încercând să nu se lase atrasă în această conversație. Era extrem de dificil să fac asta. Femeia în negru nu se oprea aproape deloc din vorbit. Părea că anticiparea viitorului o făcea și mai energică și comunicativă. Dar de data aceasta Tatiana s-a întors acasă. Nu a cedat insistențelor acelei femei enervante și a parcat mașina în garaj. S-a auzit zgomotul tocurilor pe podeaua din beton. Tatiana s-a întors, doar pentru a verifica dacă nu era nimeni în jur. Da, suntem singure, a aprobat femeia în negru. Tatiana s-a uitat la ea. Ea i-a oferit un zâmbet și ret. Această necunoscută a fost întotdeauna așa. Era deschisă, de inhibată, curajoasă și nu se temea niciodată să riște. Din potrivă, când ceva de acest fel era pe cale să se întâmple, Simțea un val de forță și energie. Simțea bucurie. Voia imediat să acționeze, să simtă din nou ce înseamnă să trăiești. Tatiana s-a așezat pe vine și, ridicând una dintre plăcile ceramice care acoperea o mică parte a podelei, a mutat-o deoparte. Apoi a scos o cărămidă și abia după aceea și-a strecurat mâna mai adânc. A simțit ceva tare și rece, înfășurat în pânză. Tatiana a luat acel obiect în mâini și l-a scos la suprafață. A desfăcut pânza și în fața ei a apărut un pistol aproape nou nouț. Arată grozav, a exclamat din nou femeia în negru. Nu ți arăta atât de clar emoțiile, i-a făcut Tatiana observație. A doua zi, spre surprinderea ei, la locul de muncă a venit fiica ei. Victoria era obișnuită să acționeze cu curaj, fără să întrebe pe nimeni a deschis ușa biroului mamei sale și a intrat. Bună, mamă, a spus ea cu o voce subțire. Bună, i-a răspuns mama surprinsă. Ce faci aici? De ce nu ești la colegiu? A întrebat-o, ușor încruntându-și sprâncenele. Fica lor, Victoria, nu a fost niciodată prea disciplinată încă din clasele superioare a început să manifeste mai multă independență decât ar fi trebuit pentru vârsta ei. Ea cerea libertate, independență și dreptul de a lua propriile decizii. Ultimele șase luni ale clasei a 11 -a au fost cele mai dificile. Victoria pleca de acasă când voia și se întorcea când considera de cuvință. Discuțiile nesfârșite pe această temă, avertismentele și sfaturile nu aveau niciun efect asupra ei firea ei rebelă și agitată era întotdeauna mult mai puternică decât cuvintele și îndemnurile părinților. Scandalurile și certurile mărunte pe tema lipsei de respect a victoriei față de părinți au devenit frecvente. Pe de o parte, acest lucru îi înspăimânta pe părinți, dar pe de altă parte, nu puteau face nimic în fața acestei adolescenti iubitoare de libertate, care părea să nu aibă niciun instinct de autoconservare. Odată, între Tatiana și Victoria a avut loc o ceartă serioasă. Din nou, fica lor voia să plece de acasă după ora 10 seara pentru a se întâlni cu prietenii. Tatiana, desigur, nu voia să o lase să plece atât de târziu. Victoria, nedorind să rămână acasă, a început să o amenințe și să o acuze pe mama ei. Tatiana era la limita răbdării, gata să se năpustească asupra fiicei sale și să o facă bucăți. Această fată nu se temea de nimic și nu vedea nicio limită. strângeți lucrurile și pleacă de aici, ca să nu te mai văd deloc, a strigat Tatiana, epuizată de lupta nesfârșită cu această persoană. Nu ai dreptul să mă dai afară. Ești mama mea. Când voi împlini 18 ani, voi decide eu ce să fac, clar. I-a strigat Victoria înapoi. Nu asculti deloc refuzi să mă auzi, nici pe mine, nici pe tatăl tău. Cum să vorbesc cu tine, nu înțeleg. Mai mult, nu văd rostul protestului tău constant, spunea Tatiana. Mie îmi place viața mea și nu am de gând să o schimb. Nu am de gând să mă sting într-un birou, ca tine sau ca tatăl meu, a declarat Victoria. Losers. A spus ea în final. Ultimele cuvinte au rănit-o pe Tatiana. Cum îndrăznești să spui așa ceva? Eu sunt mama ta. Încă nu ți s-a uscat laptele pe buze. I-a strigat Tatiana. Sunt mai deșteaptă decât voi, i-a replicat Victoria. Atunci, mama ei a fost pe punctul de a se repezi la ea și a-i da o palmă, dar în acel moment a intrat Marc. Văzând chipul furios al soției, s-a grăbit să o îmbrățișeze. Tatiana, las-o, nu trebuie, îi spunea el, ținând-o strâns în brațe. Este de nesuportat. Nu are niciun control asupra ceea ce spune, răspundea Tatiana, privindu-și fica, care era mulțumită de sine și de faptul că nimeni nu-i putea face nimic. Sunt de acord cu tine. Te înțeleg, spunea Marc. Dar, dacă faci asta, va fi și mai rău, continua el. În timp ce o calma pe Tatiana, Victoria a profitat de ocazie și a plecat din nou de acasă. Nu o striga, i-a spus Mark când au rămas singuri. El i-a pregătit cu grijă un calmant și i-a oferit un pahar. Dacă vom încerca să o forțăm, o vom frânge cu adevărat și va fi și mai rău, a repetat el. Tatiana și-a ținut mâna pe frunte, dând din cap. Era complet de acord cu soțul ei, și era foarte fericită că el era alături de ea în acele momente. Nu înțeleg de unde vine toată această agresivitate, toată această furie față de noi, spunea Tatiana. De unde vine dorința ei constantă de a se opune, de a contrazice și de a-și susține punctul de vedere cu orice preț? Se întreba ea. Sunt sigur că va trece. Știi bine că Victoria este o fată foarte emoțională îi este incredibil de greu să-și controleze emoțiile. De când era mică, a fost întotdeauna foarte sensibilă și puțin diferită de ceilalți copii, i-a amintit Mark. Și într-adevăr, când Victoria avea 5 ani, medicul i-a pus diagnosticul de ușoară formă de autism. Un astfel de grad de abatere în dezvoltare este aproape invizibil și foarte greu de observat, dar se manifestă prin izbucniri bruște de agresivitate și furie. În general, se poate spune că astfel de copii, fără să-și dea seama, sunt preabsorbiți de emoții, fără să se gândească la consecințe. În cele din urmă, Tatiana și Mark au decis că, atunci când Victoria va împlini 18 ani, îi vor permite să locuiască într-un cămin, așa cum își dorea ea. Și când toți trei au reușit să ajungă la un acord, iar Victoria s-a mutat de la părinți, relația lor a devenit mult mai bună spre surprinderea tuturor, Victoria a început să frecventeze cursurile și, la fel ca toți ceilalți copii, a dat examenele. Mark și Tatiana nu puteau decât să se roage ca fica lor să-și fi revenit în sfârșit. Și acum, când Victoria a apărut în biroul mamei sale atât de brusc, acest lucru a trezit o ușoară neliniște în Tatiana. Ți s-a întâmplat ceva? A întrebat-o din nou mama ei. Am nevoie să-ți spun ceva, a spus ea. Când a rostit aceste cuvinte, Tatiana a simțit brusc o anxietate care s-a instalat în interiorul ei. S-a gândit din o odată că fica ei nu suferă, de fapt, de nicio formă de autism și că, probabil, ea experimentează uneori același lucru ca și Tatiana. Ei bine, spunem ce s-a întâmplat. A întrebat-o din nou mama ei. Văzând că fica întârzie în mod deliberat cu răspunsul. Nimic special, doar că sunt însărcinată, a spus Victoria, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Însărcinată? Uau! Wow. A fost tot ce a reușit să rostească Tatiana. Fica ei împlinise 18 ani abia cu șase luni în urmă. Tatiana considera că să rămâi însărcinată la o vârstă atât de fragedă era prea periculos și imprudent. Da, a răspuns fica ei cu aceeași voce subțire. Și cine este tatăl? A întrebat mama, dorind să afle mai întâi toate detaliile, înainte de a decide dacă să se bucure sau nu. Un tip din gașca mea, a răspuns Victoria. Așa. Și ce intenționezi să faci? A întrebat-o Tatiana. Dar tu nu ești supărată pe mine pentru asta? A vrut ea să știe. Nu, așa se întâmplă când tinerii se întâlnesc și se îndrăgostesc, i-a răspuns Tatiana, deși în realitate gândea altfel. Între timp, Victoria a început să examineze biroul mamei sale și apoi s-a aruncat în scaunul ei de lucru. Cum te simți aici la muncă? a întrebat ea. Tatiana i-a răspuns că în general este bine, deși fiecare zi este diferită. Ei vei spune despre asta lui tata? A întrebat Victoria, revenind la subiectul principal al discuției. Da, vom vorbi despre asta toți împreună. Cred că va fi bucuros, a răspuns Tatiana, dorind să-i arate fiicei că nu trebuie să-și facă griji pentru asta. Bine, te iubesc, mamă, a spus ea brusc, ceea ce a făcut-o pe Tatiana să aibă și mai multe îndoieli că în viața fiicei sale totul era în ordine. După cum Tatiana a anticipat, Marca a primit vestea că fica lor este însărcinată absolut normal. Bineînțeles, a fost ușor surprins, pentru că nu se gândea că va deveni bunic atât de devreme, dar toți părinții, când își trimit copiii la studii, trebuie să înțeleagă că, mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va întâmpla. Seara s-a încheiat cu o cină de familie liniștită. Victoria a fost prietenoasă și calmă, povestind uneori despre întâmplări de la școală s-a culcat foarte devreme. Înainte de a merge și ea la culcare, Tatiana a decis să verifice ce face fica ei. Cu toate acestea, ea s-a oprit în fața ușii și, după ce a stat puțin, s-a răzgândit și s-a alăturat curând soțului ei. A doua zi seara, undeva la celălalt capăt al orașului, un bărbat respectabil de vârstă mijlocie și-a încheiat ziua de lucru. O cu titlul Port Artur se afla în fața lui, în diagonală. Astăzi a avut câteva întâlniri, așa că avea nevoie de odihnă și de posibilitatea imediată de a se concentra pe ceva mai plăcut, simplu și ușor. Și-a aranjat sacoul și, din obișnuință, a bătut cu palmele peste buzunare, de parcă ar fi căutat ceva. A ridicat una dintre mapele care se aflau pe birou și a scos de acolo un pachet de țigări. A aprins una dintre ele, iar apoi s-a uitat la ceas. Era puțin în întârziere. Bărbatul a pus rapid miapa la loc și s-a îndreptat încrezător spre ieșire. Pe drum, a scos telefonul mobil și a sunat o femeie. Snejana, salut, ce faci? Te deranjează dacă trec puțin pe la tine? a întrebat el. În acel moment, vocea lui suna puțin diferit, nu ca atunci când vorbea de obicei cu subalternii săi. Ah! Salut, dragul meu, desigur, vino, te aștept deja. A răspuns cu un ton jucăuș o voce feminină. Un zâmbet i-a apărut pe față. Știa că seara aceasta promite să fie plăcută. Bărbatul s-a urcat în mașină și a plecat. În acel moment, cineva necunoscut îl urmărea pe ascuns. Când Iuri a ajuns în sfârșit la destinație, a sunat la ușă. I-a deschis o tânără femeie drăguță cu o coafură voluminoasă, albă. Wow, ce rapid ai fost! Sunt atât de bucuroasă că ai venit în sfârșit la mine, a spus Nejana, înfășurându-și brațele în jurul gâtului lui. Draga mea, am venit cât de repede am putut. Fluxul nesfârșit de oameni, toți au nevoie să rezolve urgent ceva, să clarifice, să obțină un certificat. Slavă Domnului că ziua s-a terminat, a murmurat Iuri. Vrei ceva de băut? a întrebat Snejana. De fapt, voiam să gătesc cina, dar apoi am comandat doar livrare de mâncare fierbinte. A spus femeia cu un zâmbet larg pe față. Da, toarnă-mi puțin, ca de obicei, i-a răspuns Iuri, în timp ce se așeza pe canapea. Umerii erau ușor căzuți înainte se simțea relaxat. Doamne, cât de obosit sunt, a spus el. Apoi, fără a mai putea rezista, s-a ridicat și s-a apropiat de ea. A îmbrățișat-o din spate și a tras-o la pieptul său. Mâinile lui alunecau pe silueta ei subțire, îmbrăcată într-o rochie. O săruta pe umeri și pe gât, inalând aroma ei seducătoare. Este incredibil, ești atât de frumoasă, spunea el continuând să-i sărute pielea. Iura, stai puțin, parcă voiam să bem ceva. Văd că nu ești deloc flământ? Spunea ea. Flământ? Da, sunt foarte flământ, spunea bărbatul, desprinzându-și doar pentru scurt timp buzele de pe corpul ei. Snejana s-a întors cu fața spre el și buzele lor s-au unit într-un sărut. El o cuprindea cu pasiune, cu putere și în același timp cu bâlândețe, dorind să se contopiască cu ea. Tocmai se așezaseră pe canapia, când Iuri a spus brusc i așteaptă puțin. S-a ridicat și s-a îndreptat spre masă, unde se aflau paharele umplute. A golit unul dintre ele și l-a umplut din nou. Luând ambele pahare în mâini, s-a întors spre Snejana. Dar băutura nu a ajuns la destinație. Când Iuri a pus paharele pe măsuța de lângă ei, s-a aruncat din nou în brațele acestei femei. Pasiunea creștea în intensitate, iar Iuri a căzut în genunchi, continuând să o sărute pe snejana. Cei cuprinși de o dorință puternică nu mai observau nimic în jur. Acum își doreau doar un singur lucru: să se bucure unul de celălalt. Cu toate acestea, în acel moment, ușa de la hol s-a deschis fără zgomot. Dintr-o dată, din întuneric a apărut cineva. Mâna s-a întinsă se termina cu un pistol. Aceasta aparținea unei femei care, făcând curând câțiva pași, a ajuns în apartament. Ce pereche dulce! Dar deja simți acel val de sentimente de neuitat, nu-i așa? A întrebat femeia îmbrăcată în negru. Cealaltă nu i-a răspuns, era deja obosită de vorbăria constantă a celeilalte. Haide, fo, spunea ea cu entuziasm în voce. Necunoscuta privia perechea îndrăgostită, în timp ce Iuri continua să mângâie femeia, deschindu-i un nasture după altul de pe rochie. Într-un moment, el s-a oprit și, cu groază, a văzut în fața lui o femeie care îndrepta direct spre amândoi țiava pistolului. Snejana a observat privirea speriată a lui și s-a uitat și ea în acea direcție. A țipat de frică și, Sărind de pe canapia, s-a ghemuit într-un colț. Ce se întâmplă aici?" a întrebat Iuri. Oaspetele nepoftită a văzut frica din ochii lui și, din această cauză, puterea ei a crescut și mai mult. Nu dorea să piardă prea mult timp și, apăsând pe trăgaci, a tras două focuri. Într-o clipă, îndrăgostiții nu mai erau. Simți deja asta?" bucură de acest moment, a spus o voce feminină din spatele ei. Străina a trecut pe lângă locul unde, doar cu puțin timp în urmă, doi oameni se dăruiseră dragostei și s-au oprit în fața ferestrei, ale cărei perdele nu erau trase. A tras adânc aer în piept și a simțit un val incredibil de putere și un fel de extaz. Între timp, femeia negru s-a apropiat de masă și a turnat puțin vin roșu de midulce în pahar. Degetele dezgolite, care se vedeau de sub mânușă, au prins paharul. În trei înghițituri, l-a golit, iar apoi și-a șters colțul stân al gurii cu degetul inelar. În tot acest timp, străina privea orașul noaptea de la înălțimea etajului 16. Luminile strălucitoare dădeau o frumusețe specială orașului de noapte. Întinzând brațele în lateral, a tras adânc aer în piept, dorind să simtă și mai mult ceea ce acum îi intrase sub piele. Acest sentiment incomparabil îi umple acum fiecare celulă a corpului. Fiind într-un anumit extaz, era mai mult decât mulțumită de ea însă și. A restabilit dreptatea și a pedepsit pe toți cei care meritau acest lucru. Acționând, ca întotdeauna, cu grijă și calculat, necunoscută a părăsit locul crimei, fără a lăsa nicio urmă în urmă. De data aceasta, Tatiana a venit acasă foarte târziu. A făcut o baie și de data aceasta s-a uitat în camera fiicei sale. Ea era întinsă pe spate și dormea profund. Tatiana a mers la ea, s-a plecat și a sărutat-o pe obraz. În ciuda tuturor lucrurilor, mama își iubea fica. Dragostea părintească este singura modalitate de a învăța să iubești o persoană cu toate virtuțile, defectele și răutățile ei. Tatiana se uita la Victoria, la trăsăturile ei drăguțe ale feței, la bărbia ei moale. Și tu crezi același lucru ca și mine. Se auzi brusc o voce din spatele Tatianei. Îți este teamă că ea ar putea fi exact ca tine? Întrebă femeia îmbrăcată în negru. Între degetul mijlociu și arătător ținea un țigaret lung de metal. Trăgea încet din fumul de țigară, savurând gustul și aroma tutunului. Da, pentru că este fica mea. Seamănă atât de mult cu mine, îi răspunse Tatiana. Într-adevăr, se temea că Victoria ar putea urma aceeași cale ca și ea. Mama se întoarse în bucătărie. Încă se gândea de ce s-ar fi întors fica acasă. Până atunci, ea dori dorise atât de mult să locuiască în cămin. În ceea ce privește banii, părinții îi trimiteau regulat pentru mâncare și cheltuieli personale. Oare era într-adevăr doar faptul că a rămas însărcinată? Ei bine, pentru moment, Tatiana nu era pregătită să răspundă la aceste întrebări. Poate că Victoria spunea adevărul și doar imaginația Tatianei luase avânt. A doua zi, când se pregătea să plece la serviciu, sună soneria ușii. Ea se duse să deschidă și deodată o văzu în fața sa pe soacra ei stătea cu o geantă mică și cu un zâmbet forțat pe față. Galina Ivanovna? Întrebă surprinsă Tatiana în loc să se bucure de întâlnire. Da, eu în persoană. Doar că nu văd bucurie pe fața ta, observă soacra. Da, doar că apariția de vâsă. A fost atât de neașteptată încât m-a derutat, glumit Tatiana. Ah, lasă-mă să trec, sunt atât de obosită de pe drum, spuse Galina Ivanovna, împinând-o neglijent pe Tatiana în lateral și trecând în bucătărie. Femeii îi se păru neplăcut, dar tăcu. Ce nu faci pentru relații bune cu soacra? Se pare că Galina Ivanovna venise la ei pentru o scurtă vizită. Ea a spus că va sta aici trei-patru zile, după care se va întoarce la svoiașe. Când a auzit asta, Tatiana s-a mai înveselit puțin. Între ea și soacră relațiile nu au fost niciodată prea bune. Ei bine, cheamă-i pe toți aici, doar am venit, spunea ea, așezată la masă. Tatiana ridică din sprâncene, neascunzându-și surprinderea și mai mare. Galina Ivanovna, ați văzut ora? Este ora opt dimineața. Eu merg la muncă, soțul la fel. Iar Victoria încă doarme, îi explică Nora. Oh, Victoria este acasă, bătut din palme femeia. Cât de mult mă bucur! Mă duc să o trezesc! Zicea ea, îndreptându-se direct spre camera ei. Tatiana a dat ochii peste cap, dar a înțeles că este inutil să o oprească. Pe când ieșea din casă, a auzit exclamarea nemulțumită a fiicei. Pe fața ei a apărut involuntar un zâmbet. Ajunsă la serviciu. Tatiana s-a întâlnit din nou cu Vladimir. Deocamdată, el nu era sub tratament la ei, ci venea la recomandarea medicului. Tatiana trebuia să înțeleagă cât de conectat era el cu realitatea, cât de bine înțelegea ce se întâmplă și dacă într-adevăr conștientiza situația. Vladimir, bună ziua! Data trecută nu am terminat discuția, îi explică Ana. De data aceasta. Tatiana a decis să vorbească cu el față în față și, convinându le pe angajatul spitalului de psihiatrie că prezența lui nu era necesară, a rămas singură cu el. Tatiana a decis să-i facă o serie de teste pentru a înțelege ce se află cu adevărat în mintea lui. Ea a întins pe masă în fața bărbatului niște foi cu desene și a pus o întrebare. Vă rog, spuneți-mi, care este prima imagine care v-a atras atenția? Întrebă Tatiana, privindu-le în ochi pe Vladimir. Din privirea lui se putea înțelege că își dorește cel mai mult să o trimită pe doctoriță cât mai departe cu toate desenele ei, o privea fix, fără să spună un cuvânt. Tatiana aștepta răspunsul lui, iar când tăcerea a durat mai mult de un minut, ea a spus. Vladimir, avem un timp limitat, așa că aș dori să lucrăm productiv. Vă rog să răspundeți la întrebare. Vor fi doar cinci întrebări. De îndată ce răspundeți, vă voi elibera, a spus ea. Apoi, Tatiana a strâns acele imagini și a aranjat altele noi. Spuneți-mi, care dintre aceste imagini vă amintește de soția dumneavoastră? A întrebat din nou ea. Dacă nu doriți să recurgem la metode mai dure, vă recomand să aveți un dialog cu mine, a concluzionat Tatiana. Crezi că nu te văd? a întrebat Vladimir. Tatiana a clipit, neînțelegând complet ce voia să spună. În ce sens? A clarificat Tatiana. Tu ai nevoie de un psihiatru și tu ar trebui să alegi aceste imagini, a concluzionat el. Ce prostii! I-a răspuns Tatiana, încercând să nu-l privească în ochi. Dar imediat ce privirile lor s-au întâlnit, ea a simțit un fior rece pe spate din nou s-a așternut tăcerea. Deci, vom lucra sau nu? A întrebat Tatiana cu un ton ridicat. Ea voia să pună presiune asupra lui, ca să înceteze să se prefacă și să continue să facă ceea ce îi spune ea. Nu vrei să-mi răspunzi la întrebare? De ce ar trebui să răspund brusc? A răspuns el astfel. Vorbim acum despre dumneavoastră, nu despre mine, i-a reamintit Tatiana. Ea trebuia să recunoască că acest bărbat îi provoca o anumită tensiune și teamă. Se părea că el o vedea într-adevăr prin ea și îi cunoștea toți demonii. Sunt aici acum, nu-i așa? A continuat să întrebe Vladimir. În lateralul Tatianei, a plecată deasupra mesei, stătea o femeie îmbrăcată în negru. Ea era sincer surprinsă de perspicacitatea acestui bărbat. Ce tot spune? S-a adresat ea Tatianei. Întrebarea lui Vladimir a luat-o prin surprindere. Nu înțeleg despre ce vorbiți, a răspuns ea, arătându-și tăria de caracter și păstrându-și calmul. Văd din ochii dumneavoastră că nu sunteți singur aici. De fapt, în viață, mereu aveți pe cineva alături, nu-i așa? A întrebat Vladimir, strângând ochiul drept. Vladimir, nu despre asta vorbim acum. Tatiana a încercat să aducă conversația pe drumul cel bun. Ea și-a așezat mâinile pe masă, apropiindu-i cardurile de pacient. Dar Vladimir s-a ridicat brusc și a apucat-o pe Tatiana de încheietură. Imediat a apărut un angajat al spitalului de psihiatrie cu un șoc electric. Cu toate acestea, Tatiana i-a făcut semn să se oprească și să nu intervină. Totul este în regulă, a spus ea. Vladimir, vă rog să-mi eliberați mâna, dacă nu vreți să fiți imediat îndopat cu medicamente. S-a adresat ea lui. Așa stau lucrurile, Tatiana Pavlovna, vorbim despre faptul că sunt pe deplin conștient că cineva trăiește în mine. Recunosc și accept asta. Știu, de asemenea, să mă descurc cu asta. Dar, totuși, nu pot pune în pericol cei mai apropiați oameni, de aceea am divorțat. Asta voiați să aflați, nu-i așa? Vladimir, repet încă o dată, eliberați-mi mâna. Mi-ar putea rămâne vânătăi și nu este foarte frumos, a spus Tatiana. Răspundeți-mi la întrebare, Tatiana Pavlovna. Vladimir o privea fix în ochi. Privirea Tatianei se muta neliniștită. Acum simțea o frică autentică. Realizați că în interiorul dumneavoastră există o altă personalitate? Cu siguranță, ea ne privește acum și vrea să spună ceva, nu-i așa? Tatiana continua să tacă. Nu intenționa să-i spună nimic despre asta. Nu era treaba lui. Și apoi Vladimir nu a mai rezistat. Vorbește. Hai, recunoaște și tu îi vezi. Ești la fel ca mine. Atunci de ce stau eu aici, iar tu pe partea opusă? A izbucnit Vladimir. De data aceasta, personalul spitalului de psihiatrie nu a mai așteptat evoluția ulterioară a evenimentelor. Tipul în uniformă a intrat în cabinet și imediat l-a lovit pe Vladimir cu un șoc electric în mână. Acesta a țipat și s-a prăbușit pe scaun. Tatiana, speriată, și-a retras mâna. Nu era clar de ce era mai speriată, pentru siguranța ei fizică sau pentru că Vladimir o descoperise și acum ar putea afla și alții. Inima ei bătea nebunește. Încerca să se calmeze. Tatiana Pavlovna, sunteți bine? a întrebat tipul în uniformă. Ea a răspuns că totul este în regulă. Seara, s-a întors acasă, ca de obicei. Era bucuroasă să lase în urmă munca și să se regăsească în pereții casei sale. Doar că ar fi vrut ca acest spațiu să fie puțin mai curat decât era în realitate. Să locuiești cu Galina Ivanovna nu era ușor. Ea vedea defect peste tot. Ba nu era suficient de curat în casă, ba se culcau prea târziu, ba mâncau micul dejun incorrect și nu mai țineau minte când au mâncat ultima dată supă. Tatiana, ești gospodină în casă. Trebuie să ai grijă de ce mănâncă familia ta," spunea soacra. Tatiana dădea din cap în tăcere, înțelegând că să te cerți cu această femeie era inutil, ar fi costat prea mult. Galina Ivanovna, poate faceți o supă pentru noi, iar eu voi continua ștafeta după aceea." A încercat să se descurce Nora. Întotdeauna vă iese o supă atât de bună. Ea măgulit-o intenționat, dorind să par amabilă. Se pare că asta a funcționat asupra soacrei, care a acceptat cu un zâmbet mulțumit. Vă amintiți, da, cum făceam Borș? Ei bine, veți vedea acum. Veți ști cum Galina Ivanovna gătește foarte bine, spunea ea, așezându-se la masă cu o cană de ceai și biscuiți de ovăz. În acea seară, soacra a reluat discuția, dar acum despre fică. Tatiana. Dimineața am vorbit cu Victoria și mi-a spus ceva, spunea ea, acoperindu-și gura cu mână. Tatiana abia și-a năbușit un oftat, dar a întrebat intenționat. Și ce v-a spus ea? Ea continua să adune vasele murdare în mașina de spălat vase. Galina Ivanovna a înmuiat un biscuit în cana cu ceai și apoi l-a trimis în gură. Este însărcinată, a spus soacra. Da, știm, a răspuns Nora destul de calm. Soacra a privit-o nedumerită, crezând că ar trebui să fie o reacție complet diferită. Cum? Și nu faceți nimic? Victoria este încă un copil. Cum se poate așa ceva? A început să se plângă Galina Ivanovna, împinând cana deoparte. Victoria este majoră și, prin urmare, Face tot ce consideră că este necesar, a spus ușor Tatiana. Ți-am spus că ai lăsat fata de capul ei. Ar fi trebuit să o supraveghezi mai bine. Ce se va întâmpla acum? a exclamat soacra cu ochii mari. Galina Ivanovna, vă rog, nu exagerați. Victoria este adultă și înțelege perfect ce face, a răspuns mama. Nu, Tatiana. Tu nu ai grijă deloc de familia ta. Nici măcar nu aveți mâncare normală în casă, nici nu te interesează fica ta. Și uite ce se întâmplă. I-am spus lui Mark să se gândească bine înainte de a se căsători cu tine, a remarcat soacra cu aciditate. Poate, a răspuns Tatiana. Doar că, Galina Ivanovna, a vorbit despre asta după 20 de ani, este prea târziu, a ripostat Nora soacra a rămas cu gura căscată. Era șocată de un astfel de răspuns obraznic la adresa ei. În acea seară, întreaga familie s-a reunit din nou la cină. Farfuriile goale se umpleau treptat cu mâncare, la televizorul la jurnalul de știri și iată că prezentatoarea a anunțat că, acum trei zile, a fost comisă o dublă crimă într-unul dintre apartamentul unui complex rezidențial. A fost ucis directorul principal al unei firme de construcții, precum și fata care era cu el în acea seară. Nu s-au găsit indicii la locul crimei. Comitetul de anchetă desfășoară o investigație și solicită tuturor celor care au văzut sau auzit ceva să anunțe neapărat la secția de poliție. Tatiana, auzind aceasta, a scăpat furculița. Întreaga familie s-a privit între ei. Tatiana a încercat să nu-și privească membrii familiei în ochi, temându-se că ar putea bănui ceva. Ce groază! Cum poate pământul să poarte astfel de monștri? A spus Galina Ivanovna. Tatiana a aruncat o privire piezișă spre ea. L-a ucis totuși, și câți oameni a înșelat, lăsându-i fără locuințe. Spuse soacra. Tatiana! I-a adresat ea nepoatei aproape că s-a necat. Apartamentul vostru nici măcar nu a fost terminat. S-a adresat ea nepoatei. Oh, nu vreau să mai vorbesc despre asta. Ea a făcut un gest de respingere. Cum? Vrei să lași lucrurile așa? Trebuie să faci ceva, să lupți, să-ți obții drepturile. A început să se plângă din nou Galina Ivanovna. Ea întotdeauna credea că doar ea acționa corect. Tatiana nici nu a mai continuat această conversație, considerând că nu are niciun rost. Ea a tot așteptat ca Mark să-i spună ceva mamei sale, dar el avea aceeași părere ca și ea. Victoria s-a ridicat de la masă. Victoria, draga mea, ai mâncat bine. Soacra s-a îndreptat și spre ea. Aceasta a dat din cap afirmativ și... Mulțumindu-i pentru cină, s-a dus în camera ei. Ea mănâncă foarte prost. Tatiana, trebuie să ai grijă, în special acum, când se află în această situație. Ea a spus asta, clătinând din cap dintr-o parte în alta. Tatiana și-a adoptat deja strategia de comportament și comunicare cu soacra ei și, prin urmare, nu a făcut decât să se roage lui Dumnezeu să-i dea mai multă răbdare pentru a nu intra într-o ceartă cu Galina Ivanovna. Și iată că a trecut deja o săptămână de când Galina Ivanovna a fost în casa Tatianei și a lui Marc. A început deja a doua săptămână, dar Miercuri a anunțat că trebuie să se întoarcă acasă. Tatiana se temea să pună o întrebare în plus, de teamă ca soacra să nu rămână încă o vreme și de aceea a decis să se limiteze la o privire semnificativă și înțelegătoare. Când, în sfârșit, soacra a părăsit casa lor, Tatiana a suspinat de ușurare. Cât de mult obosise de discuțiile nesfârșite, observațiile și nemulțumirile. A trăit până la vârsta înaintată, dar nu a învățat să comunice cu cei dragi. Dar Tatiana nu s-a bucurat prea mult timp, deoarece la doar o zi după Galina Ivanovna era din nou în pragul casei lor, iar Hamali, fără să ceară permisiunea și fără să se salute, au început să aducă valiză după valiză în casa lor. Galina Ivanovna, unde vă duceți cu toate aceste valize? Chiar și fără dumneavoastră e deja aglomerat aici, i-a scăpat nurorii. Nu-ți face griji, draga mea, te vei strânge puțin. Mi-am închiriat apartamentul pe un an. Am nevoie de bani pentru aniversare. Vreau să sărbătoresc cu mare fast. Tatiana a rămas împietrită de o asemenea îndrăzneală. În mica lor casă era deja destul de înghesuit, și acum mai era și soacra. Și nu era vorba doar de faptul că soacra nu era o femeie amabilă. Ea era o femeie enervantă și răutăcioasă. Victoria a fost nevoită să facă din nou loc pentru a o lăsa pe bunica să locuiască în camera ei. Știi că putem scăpa de ea cu ușurință, a spus femeia în negru, care a apărut la fel de neașteptat cum o făcea întotdeauna. Tatiana se stăpânea, își reprima cele mai întunecate dorințe secrete. Apropiindu-se de camera fiicei ei, a văzut cum Galina Ivanovna vorbea amabil cu Victoria. La prima vedere, părea o femeie drăguță și simpatică, dar de îndată ce deschidea gura, îți venea imediat să părăsești încăperea în care se afla. Din fericire, Tatiana avea serviciul și astfel putea petrece cea mai mare parte a zilei de parte de soacră. A doua zi dimineață, asistenta i-a adus Tatianei un pachet în cabinet. Mi s-a cerut să vă dau asta, a spus ea, punându-le pe birou. Tatianei s-a părut un pic ciudat, pentru că nu se aștepta la niciun colet. Când a rămas singură în cabinet, a luat foarfeca și a tăiat cu grijă marginea hârtiei. Din pachet au ieșit fotografii în care Tatiana era surprinsă în apartamentul în care a comis crima. Se pare că, în ziua în care a fost ucis directorul firmei de construcții, cineva a făcut fotografii. Totul era vizibil clar în ele. Tatiana era șocată. A înjurat. Așa ceva nu i se mai întâmplase niciodată. Femeia necunoscută care stătea alături a zâmbit larg. Ea a spus că astfel e și mai interesant. Tatiana a pus din nou fotografiile în pachet și l-a legat strâns cu un elastic de birou. Gândindu-se la cine ar fi putut face acele fotografii, Tatiana a decis să-l găsească pe acest paparaz curajos. Până la urmă, el a făcut aceste fotografii cu scopul clar de a-i le arăta Tatianei. Dar pentru ce? Pentru șantaj? Tatiana s-a întors acasă fără chef. Nu voia deloc să se întâlnească cu soacra, cu atât mai puțin să vorbească cu ea. Știa că acum vor începe noi reproșuri și nemulțumiri din partea acesteia. Și avea dreptate. Când Tatiana a intrat în casă, soacra a început să vorbească despre cât de proastă gospodină este, cât de neglijentă mamă și cum nu are grijă de familie. Tatiana, formăm o familie pentru a avea grijă de ea, pentru a o iubi și a o proteja. Și la tine ce se întâmplă? Ești la muncă toată ziua, nu ai mâncare în casă, soțul și copilul sunt cine știe pe unde și ce se întâmplă cu ei. Este asta normal? I-a spus din nou, dorind parcă să-i macine cât mai adânc creierul. În timp ce Tatiana bea apă, gura soacrei crei nu se mai închidea. Tot continua să repete cât de incapabilă este Tatiana să gospodărească. Cât de nepricepută mamă și cât de proastă soție este. Femeia privea la gura ei, care se mișca neîncetat, fără să tacă nici măcar o secundă. Obosită de fluxul nesfârșit de cuvinte, Tatiana a ieșit pe balcon. A făcut câteva respirații adânci până când s-a simțit mai bine. Și furia față de soacră s-a mai potolit puțin. Era timpul să se așeze la masă. Tatiana s-a întors. Dar s-a oprit brusc chiar înainte de a intra în bucătărie. Privea la soacra ei, care în acel moment o învăța pe fica ei ce să facă. În spatele Tatianei a apărut femeia în negru. "Vreau să-ți spun că cred că știu pe cine vom ucide de data viitoare", a spus ea cu un entuziasm deosebit. De data aceasta, Tatiana voia să fie de acord cu ea. Cât de fericit ar fi fost să vadă că soacra ei a tăcut pentru totdeauna. Totuși, în acest moment, Tatiana avea altceva pe cap. Trebuia să găsească persoana care făcuse acele fotografii. Ea dedus că doar cineva care locuia vizavi de acel apartament și avea acces constant la ferestrele de pe partea opusă ar fi putut face asta. Tatiana a calculat repede apartamentul și a apăsat pe sonerie. Spre surprinderea ei, ușa i-a fost deschisă de Vladimir. Același Vladimir de la care încercase să obține informații despre sine când acesta venea la întâlniri în anumite zile. După tratamentul de o săptămână, Vladimir fusese trimis acasă cu condiția să vină zilnic pentru a semna. Și el venea într-adevăr și semna în fiecare zi la locul corespunzător. Când Tatiana s-a întâlnit cu privirea lui Vladimir, s-a simțit puțin pierdută. A fost destul de neașteptat să fi făcut el acele fotografii? Dar cum a reușit? Și de ce? Tatiana Pavlovna, bună ziua, ce întâlnire neașteptată, a spus Vladimir. A deschis larg ușa, invitând-o să intre. Tatiana a uitat puțin, dar până la urmă a intrat. Oare depinde acum de un bărbat neplăcut, care doar din plăcerea de a spiona are acum o anumită putere asupra ei? Primul gând al Tatianei a fost să-l trimite la psihiatrie. Dar femeia care era cu ea a spus brusc: Ti Nu te grăbi, draga mea, s-ar putea să ne fie de folos. A spus ea, ca de obicei, cu un zâmbet drăguț pe față: De ce ați făcut aceste fotografii și nu le-ați arătat nimănui, ci doar mie? Ce urmăriți? L-a întrebat Tatiana direct. Nu intenționam să vă șantajez. A spus Vladimir. Atunci, de ce? L-a întrebat din nou Tatiana. Vedeți, Tatiana Pavlovna. Apropo, nu doriți ceai? A întrebat el brusc, scoțând din dulap ceai negru cu bergamot. Tatiana, dorind să intre în grațiile lui, a acceptat. Bărbatul cu mâini dolofane a luat ceainicul și a pus apă în el apăsând pe buton, l-a pus la fiert. V-am spus deja că vă înțeleg perfect. Știu că păstrați în dumneavoastră demoni, iar fotografiile confirmă asta. Uneori simt același lucru, dar lupt cu asta din răsputeri. Și, așa cum v-am mai spus, doar din acest motiv am divorțat de soția mea. Vreau ca ea să rămână în viață. Vladimir a aruncat plicurile de ceai în căni, Apoi le-a umplut cu apă clocotită. Vedeți, v-am spus adevărul curat, a adăugat el. Amândoi s-au așezat la masă. Vladimir a pus în mijloc o vază cu bomboane și prăjituri. Serviți-vă, a spus el, arătând spre vază, plină de ambalaje colorate. Totul părea mai mult decât ciudat. Tatiana, aruncând o privire în vază, și-a întins încet mâna și-a luat prima bomboană pe care a găsit-o. Era o halva în ciocolată. Există o singură fotografie sau mai aveți și alta? A întrebat Tatiana despre ceea ce o preocupat cel mai mult. Vladimir a tăcut o vreme, parcă gândindu-se dacă să spună adevărul sau să mintă. Desigur, am încă una, a recunoscut el cinstit. Și ce intenționați să faceți cu ea? a fost următoarea întrebare faierească a Tatianei. Așa cum v-am spus, și eu aud voci în capul meu. Lupt disperat cu ele și încerc să nu le aud, să nu le bag în seamă, să ignor cererile lor nebunești. Dar nu pot să nu doresc să trăiesc ceea ce am văzut în ochii dumneavoastră atunci când erați în apartamentul de vizavi. Tatiana nu înțelegea unde voia să ajungă. Organizați-mi o crimă, a spus el brusc. Tatiana a rămas înmărmurită de ceea ce auzise. Ceaiul i s-a vărsat din cana înclinată. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea, a spus femeia în negru din spatele ei. Și atunci Tatiana și-a dat seama cine ar putea să o scape de soacră. Da, era o nebunie, dar chiar acum Tatiana credea atât de tare în posibilitatea acestui plan încât era complet sigură că va funcționa mă voi gândi la propunerea dumneavoastră, Vladimir, a spus Tatiana, pregătindu-se să plece. Chiar înainte de a ieși din apartament, a auzit, aștept răspunsul dumneavoastră mâine, altfel fotografiile pot ajunge la cineva care se ocupă de astfel de lucruri. A spus Vladimir cu un ton amenințător. Tatiana s-a oprit. Și-a întors ușor capul spre stânga, gândindu-se ce ticălos. Credeți-mă, nu vă voi face să așteptați prea mult, a spus ea cu voce tare, zâmbind doar pe o parte. Femeia în negru stătea lângă Vladimir, examinându-i atent fața. Ea a concluzionat că era cu adevărat nebun. Cel puțin, acum îi era foarte greu să-și controleze demonii. Ne vedem mai târziu, puiuțule, a spus necunoscuta, mângâindu-i barba cu palma. Întoarse la birou, Tatiana s-a închis în cabinet acum nu voia să vadă pe nimeni. Acest om o îngrijora foarte mult. Nu numai că fusese prinsă de acest nebun, dar acum era și șantajată. Și mâine trebuia deja să-i dea un răspuns. Da, soacra era o variantă bună. Dar nu credea că totul va merge atât de repede. A doua zi, l-a sunat pe Vladimir și i-a spus că îi va accepta condițiile, dar că el trebuie să vină la întâlnire cu fotografiile seara, a început să plouă torențial. Tatiana, cu mașina ei, s-a apropiat de o intersecție și s-a oprit aproape de o cafenea, de unde urma să iasă Vladimir. Uite, vine, a spus femeia în negru. Ea, ca de obicei, stătea pe bancheta din spate. Ploaia cădea cu găleata. Vladimir nu avea umbrelă. Stătea la semafor, așteptând lumina verde părea complet ud. Avem șansa să scăpăm de el chiar acum, a spus necunoscuta. A scos un țigaret lung și a început să fumeze. Trebuie să-l sun chiar acum, apoi să claxonezi brusc. Și, hop, va ajunge sub roți, a spus femeia în negru cu o plăcere deosebită. Tatiana nu a continuat acest dialog. Însoțitoarea ei constantă obișnuia să vină cu astfel de idei. În sfârșit, Vladimir a traversat strada și, deschizând ușa mașinii, s-a așezat pe scaun. Șuvoaiele de ploaie se prelingeau din părul, mustața și barba lui. Și-a șters fața cu palma, încercând să îndepărteze excesul de apă. Uau, wow, cum plouă! Sunt tot până la piele, spuse Vladimir cu o voce veselă fotografiile, a spus scurt Tatiana, iar el și-a desfăcut jacheta și a scos un pachet. Iată, totul e aici, răspunse el. Tatiana a ascuns pachetul și a verificat fotografiile. Poate că mai ai un exemplar? L-a întrebat ea. Nu, au fost doar două. Acum am adus al doilea. Și destul vorbit, să ne ocupăm de treabă, spuse Vladimir din tonul vocii lui se simțea că abia aștepta să facă cel mai teribil lucru din viața sa. Tatiana nu a spus nimic și a apăsat ușor pedala de accelerație, iar mașina a pornit înainte. Dar pe cine vom ucide? L-a întrebat ea pe Vladimir, dorind să afle ce gândea el în legătură cu asta. Nu știu, răspunse el, iar răspunsul lui era cu totul sincer. Femeia în negru s-a uitat la Tatiana și a dat ochii peste cap. Se pare că e un întâmpit, spuse ea. În acel moment, un SUV a început să se apropie periculos de mult de mașina lor din partea stângă. Era atât de aproape încât Tatiana, încordându-se, a tras brusc de volan spre dreapta pentru a evita coliziunea. SUV-ul le-a depășit mașina și a continuat drumul înaintea lor. Ce naiba! Ce tupeu! exclamă Vladimir. Hai să-l urmărim! propuse el imediat. Și ce vei face cu el? Îl întrebă Tatiana. Vladimir se gândi. Se pare că nu avea un răspuns clar. Nu se grăbea să spună nimic, deși vedea că Tatiana aștepta o decizie din partea lui. O să-l omor. Izbucni brusc Vladimir. Pe cine anume? Pe proprietarul acestui SUV sau pe șoferul lui? Întrebă Tatiana imediat. Vladimir era vizibil nedumerit. Îi era greu să ia o decizie. În cele din urmă, răbufnit pe șofer. Hai să-l urmărim. Începu el să insiste, arătându-și dorința de a adăuga viteză. Și dacă acolo e o femeie? O vei ucide și pe ea? Continuă Tatiana. Nu, de ce să ucid femei? Întrebă Vladimir mirat. Nu, nu voi ucide o femeie, spuse el cu o voce complet sigură. Atunci hai să vedem cine e acolo, femeie sau bărbat, propuse Tatiana și adăugă brusc gaz. De îndată ce s-au aliniat cu SUV-ul, toți trei s-au uitat pe fereastra șoferului. Acolo stătea un bărbat. Da, exact cum bănuiam, se bucură Vladimir. Probabil că acum își face planuri pentru ziua de mâine sau se gândește ce cadou să-i ofere soției lui, se gândea Vladimir cu o față deosebit de greață. Și aici sunt eu. Bam, și gata. După ce a spus asta, a râs. Nu, e clar că e nebun, concluzionă femeia în negru. Nu-l vom ucide, declară brusc Tatiana, continuând să se îndepărteze de SUV. Vladimir se uită la Tatiana cu un aer nedumerit. Ce înseamnă asta? Întoarce-te! Începu el să se indigneze, dorind să primească ceea ce îi se promisese. Îți vom găsi o nouă victimă, nu te îngrijora, îl liniști Tatiana. Acest lucru l-a încurajat puțin pe nebun. Când? Când va fi? Insista el. Așa nu e corect. Dăm înapoi fotografiile, ne-am înțeles, început să vorbească el. Exact ca un copil mic. Vladimir, calmează-te. Întotdeauna fac ceea ce am promis, răspunse Tatiana. De data aceasta l-a dus acasă. Ieșind din mașină, el i-a amenințat pe Tatiana cu degetul, ca și cum îi reamintea că își amintește foarte bine ce i-a promis ea. Apoi, Tatiana s-a întors acasă. Galina Ivanovna, ca întotdeauna, a început să se plângă de întoarcerea ei târzie. Nu-ți vezi deloc familia. De ce te întorci atât de târziu? Dar cum rămâne cu Marc? O bombarda ea cu întrebări. Galina Ivanovna, Marc și Victoria sunt deja suficient de mari pentru a avea grijă de ei înși, răspunse Tatiana. Ea a mers în bucătărie și, dintr-o dată, a auzit aceeași voce de femeie. Nu te-ai răzgândit încă? Cred că este o variantă excelentă. Da, Tatiana într-adevăr a decis să o dea afară pe soacră odată pentru totdeauna. Fără mai multe reproșuri, fără insulte și batjocuri. Și în acea seară, Tatiana a pus la cale un plan pentru a scăpa definitiv de soacră. A doua zi, când Victoria se plângea și nu voia să iasă din cameră, Tatiana i-a propus Galinei Ivanovna să se plimbe printr-un loc foarte interesant cimitirul. Cimitirul din Sankt Petersburg, în special cel vechi, seamănă cel mai mult cu un muzeu antic, ceva uitat și îndepărtat. Îmi amintesc că Galina Ivanovna îi spusese tatianei că ar dori să viziteze acel loc. Și astăzi a fost cea mai potrivită zi pentru asta. Această zi de toamnă era destul de caldă. Soarele strălucea plăcut iar razele sale iluminau frunzele galbene ale copacilor, creând o atmosferă specială. Galina Ivanovna și Tatiana mergeau pe o alee pavată cu piatră. De o parte și de alta lor erau morminte cu monumente. În jur era o liniște de plină. Se auzeau doar cum scărțeau panglicile de fier de pe coroanele funerare. Galina Ivanovna privia cu mare curiozitate locurile unde erau înmormântați scriitori și artiști cunoscuți. Un vânt ușor bătea discret, determinând frunzele obosite să cadă de pe crenci și să se așeze pe pământ. În curând, Galina Ivanovna și Tatiana s-au oprit lângă un mormânt proaspăt săpat. Doamne! Se pregătesc să îngroape pe cineva? întrebă ea retoric, uitându-se în jur. Deodată, Tatiana spuse că trebuie să se îndepărteze pentru puțin timp. Ea a lăsat-o pe soacră singură și a plecat. Iar Galina Ivanovna a rămas să o aștepte lângă groapa proaspăt săpată. Nu s-a mișcat din loc, preferând să aștepte pe Tatiana și apoi să continue împreună mica excursie. Dar dintr-o dată un glas de bărbat se auzi în spatele ei. Pot să-ți iei adio de la viața ta, spuse el. Galina Ivanovna tresări și se întoarse, văzând în fața ei un bărbat cu ochi căprui. Ea a început să privească spasmodic în jur, sperând că Nora va apărea în curând. Dar în jur nu era nicio Nora, ba chiar nimeni deloc. Bărbatul care stătea în fața Galinei Ivanovna era Vladimir. Ținea un pistol întins în fața sa, îndreptat direct spre sărmana femeie înfricoșată. Tinere, vă rog să vă calmați, spuse ea cu o voce tremurândă. Apropiete de mormânt, repede, coordonă el. Galina Ivanovna a făcut așa cum i-a cerut. Călcâiele ei erau la marginea gropii, iar pământul începu să se prăbușească în jos. Vladimir era puțin neliniștit că ar putea fi observat și, din acest motiv, se uita din când în când în jur. Nervoasa Galina Ivanovna era la limită, Începuse deja să-și ia rămas bun de la viața ei, iar buzele ei șopteau o rugăciune. Și chiar în acel moment, când părea că acesta este sfârșitul vieții, dată a apărut poliția. S-au năpustit asupra lui Vladimir, apucându-i mâna cu pistolul. S-a auzit un foc de armă. Galina Ivanovna a scos un țipăt și a căzut direct în groapă. Se auzeau sirenele mașinilor de poliție și de ambulanță. Imediat a apărut Tatiana și s-a repezit către groapa săpată. S-a uitat la fața soacrei sale. Ochii ei erau încremeniți de groază. A început să o readucă la viață. Era complet rece, ca gheața. Între timp, Vladimir a fost încătușat și dus la secție. Galina Ivanovna și Tatiana au fost duse la spital. Se putea crede că Tatiana chiar a vrut să scape de soacra ei. Și ar fi reușit, dacă nu ar fi fost un țidar. Vladimir era un criminal periculos, care avea și o tulburare de personalitate. Niciodată nu fusese prins și toate probele reușea să le ascundă cu grijă. Era uimitor, dar putea cu ușurință să se deghizeze fie într-un alt bărbat, fie într-o femeie. În plus, atunci când discuta cu organele de aplicare a legii sau cu personalul din spitalul de psihiatrie, se comporta absolut normal. În ziua în care a avut loc uciderea directorului firmei de construcții care urma să construiască complexul rezidențial Port Arthur, Vladimir chiar a făcut fotografii, dar nu era Tatiana în ele. Adevărul era că, cu câteva zile înainte de crimă, Tatiana, împreună cu prietenul ei, Serghei, au mers în vizită la Iuri, Chiar la acel dezvoltator. Tatiana dorea să discute personal cu el, pentru a înțelege de ce ar trebui să rămână fără apartament. Spre surprinderea ei, Iuri s-a dovedit a fi un gazdă foarte primitoare și cordială. A povestit multe din practica sa, dar nu a reușit să răspundă la întrebarea principală a Tatianei, evitând mereu răspunsul. Tatiana a fost, să spunem așa, dezamăgită. În rest, Seara a decurs foarte bine. Tatiana s-a apropiat de fereastra deschisă și a inspirat aerul proaspăt, privindu-le jos la orașul nocturn. Și-a întins brațele în lateral, pentru a-și relaxa puțin corpul. Ultima oară fusese la sala de sport cu două săptămâni în urmă, iar în acel moment, Vladimir a reușit să-i facă fotografiile. A doua zi, deghizat în femeie, a comis crima. Apoi a fost dus la un spital de psihiatrie cu o criză nervoasă. Soția lui a fost cea care a apelat la ei, spunând că o persoană de la o anumită adresă avea nevoie de ajutor. Dar, când Tatiana a efectuat câteva teste, a concluzionat că starea lui era cauzată de stres, și un tratament scurt l-ar ajuta să revină la viață. Astfel, Vladimir a ajuns din nou în libertate. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, Tatiana a primit acele fotografii în care se presupunea că a comis crima. Însă totul era o minciună. S-a dovedit că Vladimir era foarte priceput în photoshop și, suprapunând o imagine peste alta, a obținut rezultatul dorit. Așa a reușit să o prindă în capcană pe Tatiana și să înceapă să o șantajeze. Din păcate, pe fondul tulburării sale psihice, avea o atitudine ambiguă față de femei, de aceea s-a grăbit să se despartă de soția sa, pentru a nu-i provoca suferință. Doar curajul Tatianei, care a decis să facă acest pas riscant pentru a lua legătura cu Vladimir și a-i oferi o nouă ocazie de a ucide o persoană, a permis prinderea lui Vladimir în flagrant. Acum era clar cine a ucis directorul complexului rezidențial Port Arthur și cine merita cu adevărat să fie pedepsit. În ceea ce o privește pe Galina Ivanovna, ea era în regulă. Glonțul tras de Vladimir, când poliția l-a prins, a trecut pe lângă soacra ei. Dar ea, speriată, a căzut în groapă, care fusese prevăzută din timp cu o saltea moale și acoperită deasupra cu pământ. După aceasta, Galina Ivanovna a fost externată acasă. Toată familia s-a adunat din nou la masa rotundă. Marc și fica lui au pregătit o cină delicioasă. Tatiana, draga mea, aș vrea să înalți un toast pentru curajul tău, spuse soțul. Toată familia l-a susținut, ridicând paharele pline cu suc. Tatiana i-a mulțumit soțului și l-a sărutat. Și eu am o surpriză pentru voi, spuse soacra. Tatiana s-ar fi putut aștepta la orice, dar nu la asta. În secunda următoare, soacra a scos cheile de la apartamentul ei. Ah! Dragii mei, sunt atât de fericită că mi-ați primit la voi, că mi-ați suportat pe mine și toate capriciile mele, spunea Galia Ivanovna, râzând. Și acum aș vrea să vă spun că aceste chei de la apartamentul meu vă aparțin împreună cu documentele. Iar eu plec să locuiesc la Sochi, la sora mea, a concluzionat soacra, șocându-i pe toți cu această declarație. Timpul trece, nu știm cât mai avem de trăit iar noi ne vedem atât de rar rudele și cei dragi. Așa că voi merge la ea la aniversarea mea și, în sfârșit, o voi petrece la mare. Svela n-a mă invită de mult timp, dar nu mă puteam hotăr. Cum să las apartamentul? Unde să mă duc? Ce să fac? Nu știam nimic. Singura soluție corectă, m-am gândit, este să transfer apartamentul pe numele vostru. Așa că Victoria va avea unde să locuiască cu băiatul ei, da, draga mea? Spuse ea, sărutând-o pe obraz. Ei bine, în sfârșit, mâine plec la sora mea, așa că vă aștept la aniversarea mea, spuse ea bucuroasă. Tatiana, Victoria și Marc nu puteau decât să se minuneze de ciudățenile dragei lor soacre, mame și bunici iar femeia în negru și-a aranjat plasa pe pălărie și a făcut cu ochiul Tatianei.